să-mi luminezi viața mea. Fetița inimii mele, cu ochii tăi ca două stele. Din cer eu te-am văzut și alt pântec nu am vrut. Doar tu ești zâna mea bună, să fim mereu împreună. Bună seara și bine v-am găsit! Înainte de a începe această emisiune, vreau să vă mulțumesc că sunteți alături de noi într-un număr tot mai mare și că ne urmăriți de la un podcast la altul tot mai mult. Și așa cum vă spuneam data trecută, vom acorda o atenție mult mai mare acestui subiect pe care îl vom aborda astăzi. Vă spuneam că am divizat, mi se pare mie că este poate cel mai important subiect al copilăriei noastre, și anume cele 5 răni emoționale, de la care pornesc toate problemele noastre comportamentale și emoționale. Alături de mine și în această seară, Georgiana Tănase. Bine ai venit, Georgiana! Bine te-am găsit! Dacă data trecută am discutat despre rana de respingere, de data aceasta vreau să abordăm rana abandonului. Și o să te rog să-mi spui ce înseamnă această rană, de unde și are proveniența și când se formează ea. Dacă rana de respingere era în legătură cu părintele de același sex, adică noi fetele cu mamele și băieții cu tații, de data asta rana abandonului are legătură cu părintele de sex opus, adică fetele cu tații și mamele cu băieții. Rana asta a abandonului apare în perioada între un an și trei ani, în copilăria timpurie, și ea se formează atunci când tatăl, chiar dacă este prezent în familie, nu este acolo emoțional conectat cu copilul și nu îi acordă suficientă atenție, timp de joacă, și nu este foarte prezent în viața copilului emoțional. Uneori nu se poate pentru că părinții lucrează, alteori probabil că la rândul lor tații au problemele lor și rănile lor emoționale. Cumva un tată care transmite rana asta de abandon, moare și el însuși. E important să știm că rana asta abandonului se transmite din generație în generație, ca și toate celelalte, și atunci când apare, copilul o resimte că atunci când nu face nimic bine, el nu merită să fie iubit și caută să se agațe de prieteni, de alte relații, și ulterior, în viața lui de adult, el dobândește masca asta de a dependentului, căci rana asta de abandon are o mască a dependenței, iar el ulterior se agață de adicții, droguri, alcool, sex, toate lucrurile astea, jocuri de noroc. Adicții de haine. Adicții de haine, de shopping, da. Ce trebuie să facă un părinte de sex opus pentru ca propriul copil să nu simtă această rană, rana abandonului? Este suficient să vii acasă să te joci cu copilul jumătate de oră? Nu este neapărat suficient. În schimb, dacă tu o faci conectat la copilul tău, copilul va simți iubirea, importanța. Dacă tu ești superficial și doar te joci ca să scapi de el și apoi îți vezi de ale tale, te uiți pe telefon, te uiți la un serial, vorbești la telefon, copilul va simți abandonul. Și hai aș vrea să punctez aici că rana asta de abandon nu e doar acut în cazul unui copil care este cu adevărat abandonat de părinții lui sau are părinții plecați în străinătate la muncă, ci o poate avea și copilul meu și copilul tău și orice copil. Adică și într-o familie, hai să spunem cum credem noi, normală, rana asta de abandon poate apărea la un copil. Dacă tatăl restabilește conexiunea și este
prezent și este iubitor și dă copilului tot ce are nevoie din punct de vedere emoțional după vârsta de 3 ani când a fost instalată rana abandonului, nu se poate ameliora această rană sau nu se poate vindeca? Ea se poate ameliora, dar nu se vindecă. Rana a fost făcută și apoi copilul, când va deveni adult, și-o va repara în propria terapie. Uite, acești copii cu rană de abandon, care au o rană de abandon foarte puternică, se îmbolnăvesc de obicei foarte mult, pentru că ei așa învață să ceară atenție. Copiii ăștia bolnăvicioși, nu știu, probleme, hai să spunem, respiratorii, sunt foarte mulți copii care au astm. Sunt niște copii care au această rană de abandon, fie că ne place sau nu. Acolo este. Un copil care, nu știu, are probleme tot timpul cu stomacul. Un copil care nu poate mânca normal ca toți copiii. Cândva, părintele de sex opus a făcut rana asta. Durerile de burtă oare vin în urma acestei răni, pe lângă faptul că pot fi și, bineînțeles, motive medicale? Da, noi aici nu vorbim despre motive medicale, căci sfatul nostru clar este, prima te doare burta, te doare ceva, prima dată te duci la doctor. Cunosc o fetiță care a fost la medic, a făcut toate analizele și nu avea absolut nimic. Și a fost la un bioenergetician, cred, care i-a spus că este o lumină roșie. Simțea ceva, o lumină roșie în jurul acelui stomac. O energie roșie, nu o lumină, o energie. Și bineînțeles că când am auzit acest lucru, n-am crezut așa ceva, am zis ce energie, ce lumină, nu există așa ceva. M-a chemat doar să vă ia banii. Dar poate că era cumva să raporta la această rană care apărea acolo sub formă de energie. Și da, copilul avea probleme foarte, foarte mari de dureri de burtă zi de zi. Acolo poate să fie și o anxietate profundă în relație cu ceva, da? Sau o furie, căci fricile noastre acolo se, și tensiunea, dacă vrei, se duc către zona abdomenului, iar copilul respectiv cu siguranță are și această rană, dar cred că acolo e și o somatizare mult mai concretă a unui alt lucru, a ceva ce se întâmplă acolo în familie. Și ei nu-i place și nu poate să spună despre asta. Nu conștientizează sau nu are capacitatea de a spune, este teamă de părinți? Probabil. Și tocmai de aceea, copiii ăștia cu rană de abandon sunt cei mai ușori care cad pradă în rolul de victimă, dacă vrei. Sau aleg rolul de victimă. Pentru a atrage atenția. Și pentru a primi grija aia, din partea cuiva, grija părintească pe care ei nu au avut-o în copilăria timpurie. Păi eu dacă spun așa, eu sunt bolnavă tot timpul, mă doare, nu pot să merg, mă doare stomacul, nu pot să mănânc asta, am nevoie de ceva special, mă doare piciorul, eu nu pot să merg la plimbare, că am nevoie să stau acasă. De cele mai multe ori și celălalt partener rămâne acasă și nu se duce singur la plimbare și nu face altceva decât să-i confirme rolul de victimă că este unul bun și sănătos. Iar în relația copiii noștri pot apărea, știi, când spune copilul azi mă doare capul, nu vreau la școală, sau astăzi mă doare burta, mă doare capul, mi-e rău, nu pot să strâng jucăriile. Și dacă mama vine și spune, lasă-le că le strâng eu în locul tău, atunci copilul învață că rolul ăsta este unul benefic și va obține tot timpul atenție și se va obișnui cumva apoi să-i fie rău, să se îmbolnăvească, să se ducă în zona asta. Căci doar așa descoperă el grija și iubirea. Este obligatoriu ca toți copiii să dezvoltă această rană, indiferent de indisponibilitatea părintelui? Hai să ne referim la tați. Dacă vorbim despre fete, ne referim la un tată de fată. Cumva, cei din, sau psihologii din partea asta transgenerațională au constatat faptul că dacă tatăl a avut propria lui rană de abandon,
va găsi o modalitate prin care să o trimită fetei lui mai departe. Și atunci, la pachet cu rana asta de abandon, vine masca de dependență, emoțională, fizică sau sub diferite alte forme ulterior în adolescență și în viața de adult, și sentimentul cel mai profund din spatele acestei măști de dependență este tristețea. Asta ascunde masca dependentului. Tristețea. Dacă tatăl nu a simțit rana abandonului, poate să o dezvolte fiica lui? Dacă el nu a fost acolo disponibil emoțional și conectat la propriul lui copil, cu siguranță poate să facă asta. Dar lucrurile sunt cam așa. Întotdeauna, la masca asta a dependentului, se pliază și masca fugarului. Adică rana de respingere. Adică rana de respingere cu rana de abandon merg mână în mână. De ce? Cei care au. Da, dacă mama este acolo pentru copil, își iubește copilul și îl îngrijește, nu și respinge și îl dorește din totdeauna să vină pe lume, de ce ar dezvolta masca de respingere care are legătură cu afecțiunea mamei și cu funcționalitatea relației dintre mamă-copil? Ce legătură are masca de respingere, adică mama, cu disponibilitatea emoțională a tatălui pentru rana de abandon? Păi ei creează un sistem. Și atunci când mama, chiar dacă nu a, să presupunem că nu a respins copilul niciodată, dar dacă suntem corecți și onești, noi cu toții am avut momente în care nu am fost disponibili cu adevărat pentru copilul nostru. Și sub o formă sau alta... Te gândești doar atunci când îți este rău, când nu te poți ridica din pat, când poate, nu știu, ești supărat, ești trist și în momentul acela copilul vrea să se joace și tu îi spui, nu pot acum, iartă-mă, nu am starea necesară, data viitoare când o să mă simt mai bine ne vom juca. Dar probabil că acest copil, nu? Simte. Da. Simte respingerea. Indiferent de ceea ce simțim noi și de ceea ce, da, ce trăim. Eu aș vrea să subliniez aici un lucru, că nu e neapărat nevoie să fim niște părinți răi ca să transmitem aceste răni. Pentru că noi ne iubim copiii și ne dorim tot binele din lume pentru ei. Dar asta nu înseamnă că noi nu le transmitem aceste răni și că noi rănim uneori fără să ne dăm seama. Și e ok să acceptăm asta. Când noi acceptăm asta cu adevărat, că nu suntem niște părinți atât de minunați și perfecți pe cât facem noi eforturile să fim, că ne ducem la terapii, citim cărți, facem tot felul de lucruri, atunci și copilul respectiv va fi mult mai deschis să-și vadă propriile răni. Scuză-mă puțin. Deci, dragii mei, ce trebuie să facem? Orice am face, oricât ne-am iubit copiii, oricât de multă disponibilitate emoțională am avea, în un moment dat tot vom greși. Așadar, eu vă propun să punem bani deoparte pentru perioada în care copiii noștri vor crește mari și să le oferim tot suportul de care au nevoie pentru a putea merge la terapie și să-și vindece rănile emoționale pe care, fără voia noastră, cumva le dobândesc. Așa e. Dar vreau să-mi spui, dacă noi ducem copiii la terapie de mici, reușesc să-și vindece aceste răni? Da, dar aici este o condiție. Dacă tu te duci, în primul rând, duci copilul la terapie dacă tu ești deschis către acest subiect. Căci, inevitabil, terapeutul copilului îți va sugera sub o formă sau alta... Să faci și tu terapie. Bineînțeles. Sau să iei parte la procesul terapeutic al copilului, care ulterior se transformă într-un proces terapeutic de familie, de fapt, că e și mama, e și tata, e toată lumea implicată. Uneori și bunicii care cresc copilul respectiv sau petrec mai mult timp, sau bonele, pentru că și ele fac parte din viața copilului respectiv. Și atunci, cumva, când ești sigur că deschiderea ta este acolo către vindecare, fii pregătit să intri în propriul proces terapeutic și apoi și copilul dacă e absolut necesar. Căci, dacă tu te duci la terapie, copilul va învăța de la tine să se schimbe.
că tu ești acolo în relație cu el. Noi facem terapie atunci când există întârzieri în dezvoltare, probleme de comportament la școală, probleme de învățare serioase. De cele mai multe ori când copilul este mic, părintele vine la terapie și noi îl învățăm ce să facă, să pună reguli, să schimbe mediul, să vorbească frumos, să se respecte între ei și să facă un pic de curățenie în viața lor de familie. Da, dar eu acum te întrebam, pentru că mi-ai spus mai devreme, rănile au fost făcute, da. Rămân cicatricile care nu pot fi vindecate decât în momentul în care copilul merge la terapie. Copilul la vârsta de copil sau devenit matur? Devenit matur. Deci în copilărie nu se pot vindeca aceste răni. Ele se pot ameliora. Pansa, hai să spunem așa. Prin terapie copilul învață să nu și le ia cu el în toate relațiile. Să facă o recadrare emoțională a ceea ce a învățat el despre lume. Sau poate să le conștientizeze. Da, dar copilul când e foarte mic nu prea este conștient. Totul se face prin povești terapeutice, joacă, prin joaca, prin nisip. Adică sunt tot felul de terapii. De la ce vârstă devine copilul conștient? Aș zice că după vreo 10 ani. Deci dacă copiii au peste 10 ani... Atunci e și disponibil. E cumva, există acolo o conștientizare și emoțională. Da? Apare partea asta de conștientizare mult mai profundă. Copilul are și o gândire abstractă, poate concepe niște lucruri, le poate asimila diferit. Până atunci lucrurile sunt așa, ca într-o poveste. Aș vrea să-mi spui dacă dependențele pot apărea și la copii, nu doar la adulți, pentru că, așa cum spuneai puțin mai devreme, adulții pot avea dependență de shopping, de droguri, de alcool, de sex, pornografie și multe altele. Copiii pot deveni dependenți? Un copil poate fi dependent și începe cu dependența emoțională. Lui este... Cum se manifestă această dependență emoțională? Cere aprobări și cere confirmare de la unul dintre părinți în tot ce face. Și se reasigură de fiecare dată că există acolo o persoană în cameră cu el care va fi în spatele lui tot timpul. Uite, putem să dăm exemple apropo de aceste confirmări. Atunci când devenim adulți, simțim nevoia, unele dintre noi, să-și ia partenere de shopping, prietene cu care să se sfătuiască dacă îi stă bine o anumită rochie, dacă îi stă bine, nu știu, un anumit pantof și așa mai departe, o anumită ținută. Sunt persoane care nu reușesc să ia singure decizii. Pentru persoanele alea, da, la alea ne referim. Căci una e să-ți iei o prietenă, știi, să o întrebi, știi, îmi stă bine, nu-mi stă bine și să iei părerea în considerare, dar decizia să fie a ta. Și altceva este ca tu să nu poți să alegi pentru tine absolut nimic fără ca cei confirmări. Fără confirmări și fără ca cei din jurul tău să-ți spună ce să faci. Acești copii devin ulterior în viața de adult cu multe adicții și în rol de victimă de multe ori. În același timp, în perioada asta de copilărie, ei dezvoltă sau pot dezvolta adicții către mâncare, jocuri video, dulciuri, hai să spun... Dependența de telefon, de gadgeturi. Bineînțeles, dependența de telefon și tot felul de alte ecrane. Dar oare această dependență de telefon nu este căpătată de către copii, pentru că, din păcate, foarte mulți dintre noi ne facem treaba astăzi pe telefon? Avem joburi care implică folosirea telefonului mobil foarte mult? Da, dar acasă ar trebui să lași telefonul deoparte atunci când te duci. Și dacă copilul este cu tine în totalitatea timpului, după școală copilul este mereu cu tine și tu trebuie, uite, îți vorbesc de cazul meu, eu trebuie să postez pentru magazinul de bijuterii, trebuie să editez filmulețele, trebuie să postez pentru Mami crește-mă frumos, să editez câteva secvențe, răspund telefonelor clienților, dau comenzile în Italia și tot timpul jobul meu este în mare parte pe telefon și copilul vede asta.
într-adevăr, mă asigur de fiecare dată, dacă cum spuneai că știu asta, că nu degeaba îi spui copilului ce trebuie să facă, important e ce vede, îi spun, tu să nu iei asta un exemplu de la mine, pentru că eu nu am ce să fac. Sunt legată de telefon, cu toate că îmi vine să-l arunc și să nu-l mai văd, dar sunt legată de telefon pentru că asta mi este meseria, asta mi este job-ul. Cred că degeaba îi spun, nu? Că ea va face același lucru. Știi ce ai putea să faci în schimb? Hai să-ți spun că, de fapt, ai puterea să schimbi ceva și poți să faci ceva diferit. Este că atunci tu să-ți setezi un timp în care să faci toate astea. Până la o anumită oră. Ei, și ea când vine de la școală, ea să aibă programul ei. Să nu mai fie permanent lângă tine. Pentru că, și asta știu încă, le-am explicat părinților încă din pandemie când lucrau acasă, este dureros pentru un copil să te vadă că tu ești acasă și nu ești disponibil emoțional pentru el. Spuneam, uite, închide-te în cameră și nu știe că ai intrat acolo și nu te deranjează. Știe că ai plecat. Pentru că copilul nu poate să înțeleagă de ce tu alegi să faci asta în loc să-i dai lui atenție și tot ce are atenție nevoie. Îi dau pentru că indiferent de programul meu și chiar dacă suntem la magazin, că nu stăm acasă, stăm la magazin în cea mai mare parte a timpului, las, nu știu, o dată la 2 ore, 3 ore, avem timpul nostru să ne jucăm, să luăm masa, să facem diverse activități, să facem temele. Adică îmi păstrez timp pentru ea la fiecare interval. Dar ideea este că o văd într-o oarecare măsură că chiar dacă nu stă pe telefon pentru că nu-i dau voie să stea pe telefon, trebuie să țină telefonul lângă ea. Și am zis, mami, deja cumva exagerăm cu ținutul acestui telefon lângă tine sau chiar dacă nu o sună cine știe cine sau, dar simte nevoia de a avea telefonul. Ea știe și, adică nu trece peste regula aceasta, nu folosim telefonul mobil în timpul săptămânii pentru jocuri YouTube, ci doar pentru telefoane, apeluri, mesaje, când este cazul. Dar cu toate astea, nu încalcă regula, dar trebuie să stea cu telefonul lângă ea. Da, pentru că... Și cu siguranță în situația mea sunt foarte mulți părinți în ziua de astăzi. Pentru tine telefonul este important și atunci... Devine și pentru ea. Pentru că ea te iubește și te valorizează. Și te vede ca un exemplu. Da. Mm-hmm. Și atunci, pentru ea ar fi ok să rămână și singură acasă, dacă este suficient de mare. În acele 2-3 ore în care tu ai treaba ta. De la ce vârstă putem lăsa copiii singuri acasă? Eu aș zice că de pe la 10 ani. 9-10 ani ei pot rămâne singuri acasă, bine, cu un training înainte. Îl înveți ce are de făcut, îl înveți să meargă să facă cumpărături treptat până la magazinul din colț. Face parte din educația lui să devină independent și autonom. Și aspectele astea două în dezvoltarea copilului sunt enorm de importante. Că tocmai aici ne sabotăm proprii copii când le spunem este prea periculos să faci asta. Nu e, lasă că te duc eu la școală. Nu. Copilul se poate duce la școală și din clasa a doua. Cât de departe trebuie să fie școala pentru a merge copilul în clasa a doua? Cumva ar trebui să fie cam în același cartier. Poate traversa niște străzi, poate să meargă, dar nu să meargă singur o oră. Pentru că la vârsta respectivă este destul de greu, este destul de mic. Dacă... Sunt copii care în jurul vârstei de 6, 7 ani, 8 ani vor să rămână singuri acasă și sunt lăsați? Dacă lor nu le este frică și sunt cumva învățați să nu dea drumul cuiva care nu cunosc, să aibă un sandwich pus deoparte, să știe, cumva ei să aibă deja antrenamentul ăsta de independență, să știe să-și deschidă frigiderul singur, să-și facă un sandwich, să bea apă, să se uite la... televizor dacă vrea să citească o carte, să-și facă niște teme, poate să iasă și în fața blocului. Dar lucrurile astea trebuiesc antrenate, încât copilului să nu-i fie frică de ele. Că dacă lași, tu ai fost acolo lângă el non-stop și l-ai lăsat dintr-o dată singur în casă, păi acolo se va speria și faci mai mult rău decât bine. Mă amintesc acum că ai spus că dacă știe copilul să-și pună de mâncare, chiar mi-am adus aminte de faptul că Riana avea 4 ani și dacă era sâmbătă duminică
îmi permiteam să dorm puțin mai mult față de restul săptămânii și da, ea se trezea în fiecare zi la 8-8 și jumătate și nu mă trezea, se ducea singurică, își deschidea frigiderul, lua pâine cu unt și mânca singurică. Își punea unt pe, avea un cuțit care nu tăia din acela de copii, își întindea untul pe pâine sau lapte cu cereale. Adică independența eu cel puțin i-am oferit-o și sper că am oferit-o cât a trebuit, dar și-a dorit foarte mult timp să stea și singură acasă de la 6 ani și jumătate, 7 ani. Din contră îmi spunea că se consideră mare, se vede mare și că ea poate să aibă grijă de casă și de ea. Și de aceea vreau să te întreb dacă cumva aici intră rana abandonului, dacă copilul totuși își dorește să stea singură acasă și părintele îi permite. Răspunsul este depinde. Dar dacă ea a cerut și nu a găsit-o plângând niciodată și a fost în regulă, atunci ea a fost sigură pe ea că poate să se descurce. Okay. Tot la partea asta de rana abandonului, cu masca dependentului, este sentimentul ăsta profund de tristețe de care spuneam. Și el poate reapărea destul de des și uneori fără sens. Fie la copil, fie la adult. Masca dependentului, pe lângă tristețe, ce altă simptomatologie are? Și aici vreau să-mi spui și cum este văzută tristețea, cât durează și ce trebuie să faci să ieși din ea. Adică cum este dependentul din această tristețe și cât timp poate sta în această tristețe? Masca dependenței te face pe tine să îți alin tristețea cu o dependență. Adică eu mi-acopăr tristețea mea alegând să beau un pahar de vin în fiecare seară sau două. Aleg să-mi alin tristețea drogându-mă. Aleg să-mi alin tristețea ducându-mă la cumpărături și cumpărând în neștirea orice îmi pică la mână. Dar doar mă păcălesc, căci în momentul în care te întorci, când pleacă efectul ăsta de alinare, tristețea este acolo și e mai profundă, căci nu a trecut și ești mai mult în contact cu ea. Și iată cum ies la suprafață tot felul de judecăți ale noastre asupra dependenților de alcool, dependenților de shopping, dependenților de droguri, pe care îi judecăm de fiecare dată când avem ocazia unii dintre noi. Și pentru că a fost Paștele nu de mult, aș vrea să vin în întâmpinarea voastră cu un citat, un verset, și care spune cam așa: cu măsura cu care judeci, cu aceea vei fi judecat. Cred că suntem mult prea mici ca să înțelegem de ce ne comportăm noi în felul în care o facem sau de ce aleg cei din jurul nostru să aibă dependențe, că săracii nu aleg, ci pur și simplu simt o durere și o tristețe atât de mare încât simt probabil că nu mai pot face față și aleg să se scufunde într-o dependență, că dacă ar vrea și ei săracii să fie în această dependență, cu siguranță lucrurile ar fi altfel dacă ar vrea. Dar, din păcate, nu cred că vor, ci pur și simplu alunecă pe o pantă din care cred că nu mai au scăpare. Singur nu pot să mai iasă de acolo și au nevoie de multă iubire și ajutor specializat. Așadar, dacă vedem în jurul nostru persoane dependente, să ne gândim că în spatele acestei dependențe, acestei măști, stă rana abandonului și datoria noastră de oameni este să-i ajutăm să iasă din această dependență. Și cum îi ajutăm? Decât prin iubire, prin înțelegere, prin afecțiune și prin a nu-i judeca. Îți mulțumesc, Georgiana, pentru această descriere și această detaliere a acestei răni. Data viitoare vom vorbi despre rana? Despre rana nedreptății. Rana nedreptății, cu siguranță foarte multe persoane o simt. Cred că o am și eu, să știi. Dar vom afla mai multe data viitoare. O seară frumoasă! Bine ai venit, fata mea, să-mi luminezi viața mea.
mea, fetița inimii mele, cu ochii tăi ca două stele. Din cer.